stai așa un pic. E vina mea din greșeală, mama. Crezi că eu am vrut să te ud? Crezi că eu am vrut să te ud, mami? Ia-și tu peria de jos, te rog. Ia peria de jos. Hai, Joachim, haide. Ia peria. Măi, mama, nu mă supăra, te rog. Dă-mi-o încoace, dă-mi-o încoace, dă-mi-o mie doar. Stai un pic, că uite, e dezastru aici. Este dezastru. Dezastru. Ce vrei să facem? Zici ce vrei să facem? Să uscăm bluza? Bine, atunci stai aici să-ți aduc sonul, să uscăm bluza. Stai aici. Stai aici cu Anastasia. Să aduc eu imediat sonul. Să uscăm bluza. Opa. Bine, bine, bine. Hai. Vino cu acel. Haide. Joachim este în perioada aceea de răzvrătire cumva, știi cum se spune, the terrible two. Deci primii doi ani, când face doi ani și se numește the terrible two. După care eu zic că au fost the terrible three și acum sunt the terrible four. Are momente, el este un copil bun, ca toți copiii de altfel, numai că prinde acea slăbiciune și începe și se răsfață și v-a văzut și pe voi aici, a văzut tot cadrul și tot ambientul, știa că nu pot să-i zic nimic pentru că manipulează. Și atunci și-a încercat așa, a întins coarda, dar există disciplină, există nu, cuvântul nu, există limite, sunt perfect de acord cu limitele. Gata? Nu mai. Dar mai nu trebuie să te zmiorcăi. Dar lasă-mă pe mine. Dar nu trebuie să te zmiorcăi, da? Ha. O să te arzi dacă ți-e așa aproape. Gata? Poate face și de bagajele astăzi. Ce spui? Nu e gata. Dar vorbește frumos cu mine, te rog. Ce, nu mai ești? Te las să te liniștești atunci, da? Și mă bag eu. Da, bagă-ți tu fân atunci și o să te arzi și o să mă strigi că te-ai ars. Anastasia, tu unde te duci, mama? Abia aștept să fie trei copii, să vedem cum facem. Ia o de 10 ori. Nu mai scad. Haide, vină, dar nu trebuie să te zmiorcăi. Dar poți să-ți spui frumos, mama. E bine acum? Țineți toate. Hai. Hai, Anastasia, noi ne, până între timp noi ne îmbrăcăm, da? Și părul îl facem și noi? Hai, vino încoace, că ne îmbrăcăm aici. Chiar dacă e un pic dezordine. Da! Da, este dezordine. Cine a făcut aici dezordine? Ne pregătim de vacanță? Da. Da? Bine, vino, Anastasia. Vino un pic, te rog. Vino un pic să te îmbrac. Hai! Haide, uite aici, haide că nu-mi cunoam. Este de la ziua ta când ai făcut un an. Hai, vino coace. Haide la mama, haide. Hai, iubita. Îți place ursulețul tău? Da. Da? Este ursuleț drăguț, ai avut la ziua ta? Acum 3 luni ai făcut un an. Stai, iubita. Unde e mânuța? Da. Așa. Perfect. Gata, haide, mergeți, facem bagajele, Anastasia? Facem bagajele? Hai. Hai să facem bagajele, haide. Nu este prima vacanță pentru Anastasia. Este deci am fost cu ea în Dubai anul trecut, am fost în Grecia de 2 ori, deci nu, este a 4-a, a 5-a vacanță pentru Anastasia. Așa, ia iubita, hai să vedem. Dar știu că tu nu o să mă ajut să fac bagajul, o să mi-l desfaci. Eu o să pun și tu o să scoți, presimt.
Resimt. Ce spui, Anastasia? Ești cu minte? Promis că ești cu minte? Hmm? Așa. Hai să vedem. Dar te rog, nu mi le dezordona. Hmm? Nu, exact ce spuneam. Acum în Thailanda sunt foarte multe ore de zbor, adică avem undeva la 16 ore de zbor, schimbăm două avioane, avem două escale sunt lungi, deci numai cu avionul vreo 14-15 ore plus escalele, deci foarte mult, va fi aproape o zi întreagă, 24 de ore. Haide, mami, ia și bagajul acela, acolo să punem jucărele tale. Hai, stai așa, mama. Așa. Mai, dar te ești prea cu minte acum, dar ce-ai pățit? Joachim, vii? Joachim? Joachim? Da, dacă m-ar asculta și frățiorul ăsta tău, ce bine ar fi. Dar tu o să mă asculți, așa-i? Promiți, Anastasia? Promiți? Gândaci! Ce gândaci, iubire? Vrei să iei loc cu noi în vacanță pe gândaci? Da. Joachim mă ajută în casă, de mic, așa, cumva l-am educat, adică când eram în bucătărie, îl luam cu mine să gătească. Ieri a făcut, spre exemplu, așa să fac risotto cu ciuperci, a ieșit extraordinare. Îi place să tai, îi place să-l pui să facă. Uite, du aia, fă aia, pune la locul lui, hai ajută-mă să strâng piesele. Este, deci mă ajută când vrea, dar are și momente când efectiv nu vrea să facă nimic, ca orice alt copil. Asta nu e drăguț, nu e drăguț. Asta este drăguț. Asta nu e drăguț, nimeni. Drăguț. Asta nu sunt drăguțe. Asta. Asta nu sunt sunt drăguțe. Spune de ce a spus că nu sunt drăguțe hainele. Hainele Anastasiei nu sunt drăguțe. Deci are ce are cu hainele sorei lui. El acum este în perioada aceea pe care eu nu știam că voi întâmpina, aceea în care el vrea să îmbrace cum își dorește el. Și acum este în perioada personajelor. Ba este schelet, ba este Spider-Man, ba este Batman, ba este explorator și tot timpul are cât un outfit. Măi mama, dar tu știi că eu am ucis să le pun acolo frumos? Nu sunt drăguțe! Joachim, nu mai faci așa, te rog frumos. Nu sunt drăguțe. Ai auzit? Nu sunt drăguțe. Dar eu vorbesc frumos cu tine sau vorbesc urât? Mă auzi pe mine că țip? Ia zi tu, mai bine povestește unde mergem noi. În Thailanda. În Thailanda? Și spune-mi tu mie, ce vedem noi acolo în Thailanda? Leu, maimuțe. Maimuțe. Hai la mama. Și spune... Uite, acolo e Thailanda. Da, ci e o junglă. O să mergem în junglă în Thailanda. Amândoi suntem încântați, adică și eu și Rare și copiii sunt foarte entuziasmați de plecarea aceasta, pentru că vom merge în junglă, vor vedea animale, vor avea contactul acesta pe care eu mi-l doresc foarte mult cu animalele. În vară ne-am dorit să mergem în safari, dar nu am reușit să facem lucrul acesta și acum e cumva așa un prim pas. Și ce-ți mai place? Mai îmi place flamingole. Mami, dar ia povestește tu ce s-a întâmplat acum două nopți la noi în dormitor. Olivia! Povestește-le tu. Arată-i cum era. O să arăt și poze cu Liliacu. Dar zi tu, când dormeai tu, ce s-a întâmplat în timp ce dormeai? Auzea ful, ful, ful.
Ful. Și zbura ful. Stânga-dreapta, nu? Da. Și cine l-a dat afară din casă? Lori. Că tati și cu mami nu au reușit. Și o noapte a stat în dormitor și noi ne-am dus în alt dormitor. Și am dormit toți patru într-un pat mai mic. Da? Hai, mama. Toți patru. Da. Păi a zis tata nu. Ce a zis tata? A zis tata nu. Nu? Ce a zis? A zis că nu ai venit. Eu n-am venit? Da. Mami, face și ne bagajele, că ne ia până poi mari să le facem. Hm? Îți aduci jucăriile, te rog. Hai, adu jucăriile. Dar nu mai pot. Ce nu mai poți? Ai obosit de atâta muncă, nu? Ai obosit de atâta muncă, foile? Dar lasă. Nu. Hei. No. Mama, de ce nu o lași? De ce nu o lași? Lasă și pe ea. Mai avem o valiză. Uite ce poți. O să-mi scot. Mai e febră? Poate că ești bine acum. Nu scoate, deci nu, hai de un coace un pic să te pun la spate. De ce când te superi, vrei să te răzbun pe chestii? De ce, mama? Ia spune-i tu lui mami, de ce? Te superi tare? Da, foarte tare. Foarte tare. Și ce simți când ești supărat tare? Ia zi, mama, simți că... Păi nu ca așa să te auzi. Ia zi, așa e un explorator adevărat. Tu acum ce echipament ai? Bine, pantaloni verișoare tale pe tine. Anastasia, mama. Uite, iubita, ia uite. Ia uite, mami. Ce frumos. Place? Uite, cu acești chiloței, vezi? Ce outfit s-a făcut? Iac. Ei, iac. O iubești pe sora ta? Nu. Nu? De ce nu iubești pe sora ta? Păi, cu ce ți-a greșit? Nu e cu minte că mi-a distrus un bagaj. Dar nu ți-a distrus. Nu mai luăm pe ea în Thailanda. Îmi dai și mie cele două merașe de acolo, te rog, uite, de acolo. Și un nou luăm în Thailanda și cu cine rămâne? Mama, vezi cum i-a căzut tricou pe jos. Ia de acolo. Da, deci mă super, Joachim. Anastasia, adu-i lui mami. Hai. Mulțumesc, iubita. Nu mai vin cu tine în Thailanda. Nu mai vin? Și ce o să faci? O să-mi bag joc de casa mea. Vai, mama, dar nu mai... Mama, de ce vorbești așa? Că mă doare sufletul când te aud. O să dau cu piciorul în casă. Și? Ce rezolvi dacă faci asta? Poate pare amuzant așa când... Dacă vedeți pe Achim spunând lucrul acesta, pentru mine nu este amuzant. Nu sunt de acord cu un astfel de comportament. Este, bineînțeles, răsfăț, clar. Doar spune că distruge sau face, nu ajunge să facă lucrurile acelea. Spre exemplu, nu are această tendință de a lovi părinții sau am mai văzut copii care fac lucrurile acestea. I-am oprit-o încă de când a avut acele primele reacții de mic, că la început, când sunt mici, au tendința aceasta să lovească și cumva i-am anihilat-o, ca să zic așa. O să distrug bagajele. Păi, dar și ce rezolvi? Nu, că bagajele deja sunt plecate, nu mai ai ce să mai distrugi. Când ai spus că tu nu vii? Dar nu îmi place de tine. De ce nu-ți place? Mai devreme mi-ai zis că ești cea mai bună mamă din lume și că mă iubești de nu mai poți. Păi că nu-mi scos la valiera, că nu mai pot cu ea. Nu mai poți? Te-a obosit tare la valiera, nu? Da. Haide, că e grea. Da, e foarte grea și nu... Uite, Anastasia. Ia, uite, Anastasia. Așa, și ce ai rezolvat? Adică ce crezi că rezolvi dacă faci asta? Știi că ea costă bani? Tu ai bani să plătești dacă strici ceva, mama? Am spus eu la un moment dat, Doamne, dă-mi răbdare. Pentru că dacă ai răbdare, chiar poți să le faci pe toate, să le duci pe toate, dar de multe ori mi-o pierd. Deci, cred că va fi greu. Clar va fi greu. Și cu ajutor și fără ajutor, cred că este greu. Dacă nu ești o persoană extrem de bine organizată.
îți trebuie foarte multă organizare. Eu am observat, deci noi când trebuie să ieșim din casă duminica, spre exemplu, mergem la biserică duminica, deci este pentru noi, ne ia 2 ore numai să ieșim din casă. E ceva, și chestia asta am auzit-o la foarte multe mame, indiferent de pleacă. Hai Anastasia, hai iubita. Opa așa. Dance, baby, dance. Hai, tu te dansezi cu Anastasia, hai. Dance. Cum dansezi tu, iubita mea? Cum? Cum dansezi? Joachim, hei, Joachim, mă super. M-ai auzit? Joachim? Deci vrei să te duci în cameră să stai acolo să reflectezi la ce ai făcut? Zi, dacă vrei. Deci toate au o limită, da? Joachim, auzi? Te duci în cameră acum? Dă-te jos acum. Hai să te dai jos din pat și te duci în cameră și te gândești la ce ai făcut. Atunci stai frumos acolo.